ACS Poli a anunțat astăzi numele primului jucător transferat pentru sezonul de primăvară, precum și cel al antrenorului secund, cu care va colabora principalul Valeriu Răchită la Timișoara. Prima mutare în privința lotului este aducerea mijlocașului Dănuț Munteanu, legitimat în prima parte a campionatului la Aerostar Bacău. Munteanu are 21 de ani și poate evolua și pe postul de stoper. În toamnă nu a avut nicio apariție, dar în schimb în sezonul trecut a înregistrat 27 de apariții la Sportul Snagov. La capitolul realizări, până acum are la activ și o promovare din C în B cu Știința Miroslava. Cât despre antrenorul secund al clubului timișorean, principalul Valeriu Răchită va colabora cu Daniel Dumitrache, 51 de ani, fost jucător la Astra și Petrolul. ACS Poli va relua pregătirile cu noul tehnician în data de 15 ianuarie. Până în 30 ianuarie, echipa se va pregăti pe plan local, urmând ca între 1 și 10 februarie să efectueze un stagiu cu mai multe jocuri de pregătire în Antalya.